Bună ziua, bine ați venit la Super Live. Vă spune Mihai Mironică. Astăzi discutăm despre meciuri amicale. Suntem într-o perioadă în care se joacă meciuri interțări și sigur suntem interesați în primul rând de meciul României, dar sunt și alte partide interesante pe care le vom analiza aici. Avem însă și o mică paranteză specială în discuția noastră despre fotbal, pentru că Superbet în aplicația sa are cote și pentru gala premiilor Oscar. Așadar, cei care dintre dumneavoastră sunteți pasionați de film, puteți să combinați pe bilete pasiunea pentru fotbal cu cea pentru filme. Alături de mine în studio se află Vivi Răchită, sigur foarte pasionată de fotbal, nu știu cât de pasionată de filme. Salut, Vivi, bine ai venit! Te salut și de filme. Și de filme, de comedie, da. Că vedem în fiecare weekend la noi. Așa este, da. Și jurnalistul ProSport, Andrei Preotu, este de asemenea în studio cu noi. Salut, bine, Andrei, bine ai venit! Discutăm, cum spuneam, în primul rând despre meciul României. Avem o epocă nouă, nu-i așa, Vivi, în istoria națională noastră. Ne întoarcem la numele acesta important din istoria României, Iordănescu, însă nu este vorba de Anghel Iordănescu. Edi Iordănescu, fiul lui, prea echipa națională și are primele meciuri în perioada imediat următoare, în aceste zile. ProX și Voio.ro va transmite aceste două meciuri cu Grecia și Israel. Vorbim despre primul meci cu Grecia. Cum simți această partidă? Tu ai amintiri speciale legate de înfruntarea dintre România și Grecia. Pe care ai da. Da. Și Gustavo Poete este la deputează pentru... Gustavo pentru, Poete va fi... Pentru Naționala Greciei. Exact. Deci doi antrenori care se întâlnesc pentru prima oară, pentru că amândoi sunt pentru prima oară selecționeri. Pe drum m-am gândit la ultimele meciuri cu Grecia. Nu cred că s-au marcat mai mult de două goluri la niciun meci. Da. Așa cum îl cunoaștem ultima pe Edi... Ultima înfruntare dintre România și Grecia chiar un 0-0 a fost. Da, și penultima un 0-1 la da. Pe da. Care ai casat cu golul lui Marica din penalti și pe urmă la cartonaș roșu. Va fi un meci închis. Eu cred că ambii antrenori vor dori să vadă la lucru echipele, pentru că le-au văzut la antrenament, dar una e antrenamentul, alta e meciul. Și cred că, fiind debutul, niciunul nu i-ar conveni să înceapă cu o înfrângere. Și vor juca cum a fost, de exemplu, în weekend Petrolul cu Cluj, la un 0-0 care a convenit ambelor combatante. Eu aștept de la Edi să fie mai entuziast, mai euforic. Dar m-am uitat pe convocări. Cu cine? Că spuneai de Anghel Iordănescu. Păi Anghel Iordănescu va avea în față Răducioiu, Hagi, Ilie Dumitrescu, care puteau să rezolve singuri meciul. Noi, în față, acum, pe cine mai avem? Îl avem pe băiatul care ar putea să coste sau va costa cât toți ceilalți de care ai pomenit la un loc. După ce va lua bacul. eu cred că... Dincolo de anumite glume care se fac în legătură cu Octavian Popescu, el joacă bine în ultima vreme. El joacă bine, hai să-l vedem la un meci internațional. Hai să vedem, el nu a făcut, el a trecut de la... de la liceu de la 1-8 direct la facultate. Primară, direct la facultate, pentru că nu a trecut pe la echipa națională de tineret decât fugitiv. Da. Nu l-am văzut pe acolo ca și Drăgușin. Și ce a fost cu Drăgușin? Ce scandal a fost cu Drăgușin că nu l-a la echipa de tineret și uite că a ajuns direct la echipa mare. A ajuns la echipa mare, nejucând în ultimul meci al echipei sale, cea mai slabă din seria, în meciul cu Juventus. N-a mai prins echipa la Salernitana. Andrei, cum ți se pare ție România la acest început de nou drum? Urmează Nations League, o campanie de calificare pentru Euro. Toată această epocă nouă cu Edi Iordănescu se deschide cu aceste două meciuri de care pomeneam, cu Grecia și Israel. Cum ți se pare România înaintea acestui meci cu Grecia? Eu cred că vom încerca să marcăm, mai ales că se joacă în cea mai frumos special pentru Edi Iordănescu. Înțeleg că se anunță și o atmosferă frumoasă, se întorc suporterii, mai ales că s-au eliminat restricțiile. Eu cred că vom marca în acest meci. Asta este intuiția mea. Tu identificați o cotă interesantă. Da, e aproape spre 1.40 pentru un gol marcat. De România. Da. Cred că vom marca. Grecia nu mi se pare numai... Ok, tot o echipă care joacă închis, dar nu mi se mai pare o forță ca pe vremea lui Otore Hagel. Da, ca pe vremea lui Vivi, ca să zicem așa. Pentru că Vivi a înfruntat Grecia. Grecia veneau de la campionatul mondial din Brazilia, deci erau o forță. Îmi place optimismul tău. Dacă mi-ai spune cine ar marca... Așa e cu cei mai tineri, sunt mai optimiști, da. De asemenea, nici casele de pariuri nu au încredere în România. 1.40 pentru gazde că marchează un gol în 90 de minute. 1.37, ceva de genul ăsta. Alexandru Maximi într-o formă grozavă.
Și mizez și pe Octavian Popescu, care chiar traversează o formă bună și totuși nu dă peste o defensivă de speriat. Chiar și Mitriță se mișcă bine la PAOK, sigur nu joacă foarte mult, dar se mișcă bine. Denis Mann am văzut că a ajuns chiar la un moment dat capitan la Parma. Octavian Popescu, de care vorbeam, și sigur băieții din atac, care sigur n-au lăsat o impresie foarte bună în ultima vreme, Pușca și Alibec, și Ivan de asemenea este convocat, dar ei totuși pot reprezenta o speranță, n-a să marcăm o dată măcar în acest meci. Nu e așa, Vivi? Așa este, dar am văzut că grecii au un jucător de la Liverpool, nu? Am uitat în weekendul trecut la Nottingham Forest cu Liverpool și chiar fundașul grec a dat centrarea de gol pentru... Și nu e prima lui pasă de gol, într-adevăr. Da, pentru Diego Jota. Deci noi nu mai avem jucători nici în Anglia, dar pe la... Nici nu ne putem gândi la un asemenea. Dar pe la Liverpool sau... Liverpool e calificat în sferturile cam Champions aici League. Se pune discuția. Au portarul calificat în sferturile Champions League de la Benfica. Jucătorii nu știu dacă joacă... Am văzut azi Alkmaar care s-a plimbat prin grupa de Conference League a CFR-ului, iar atacant grec. Da, da. Deci cam aici se pune problema, lotul de jucători. Și eu cred că cei 5 selecționeri care au refuzat înainte echipa națională au analizat foarte bine lotul de jucători. Cred că le-au, chiar ca selecționeri fiind, pentru că și noi, când eram la echipa națională, luam pe fiecare post cei 4-5 pe care aveam posibil selecționabil. Acum cred că cei selecționeri care au fost ofertați, au găsit 2 maxim, între care poate din 2 să faci unul. Și trebuie să avem speranțe și de la Puskás, care a început destul de bine în Italia și apropo de ce spuneai, Vivi, diferența mare între Puskás și Mitrovic, nu? E tot aici lângă noi. Da. Ce bine joacă Mitrovic și ce cifre extraordinare are în Championship. Și Puskás a fost dacă, o dezamăgire. Dacă ne mai gândim și la Vlahović, chiar că ne apucă depresia. Da. A intrat în top 3 golgheteri sârbie deja, da, acolo, da, cu Lijajić, lângă Stanković. Uh-huh. Noi ce avem în top 3 al istoriei naționale noastre? Nu știu, cel mai jucător? Cel mai, nu avem niciun cel mai ce, avem pe Dorinel cu peste 100 și ceva de meciuri. Nu, dar zic că din generația actuală intră vreun top al istoriei naționale României. Pentru că Andrei pomenea despre cum, de exemplu, Mitrovic a ajuns în topul istoriei naționalei Serbiei. Poate cel mai tatuat la noi, că am văzut că avem niște băieți cu tatuaje, dar mai... La cei mai tatuați, cred că dominăm clar acest top. Nu știu dacă Nicolae Dobrin a vrut vreun tatuaj. Și-o fi făcut și el unul cu când era el așa mai tânăr, dar unul discret, așa micus, cum se făcea pe vreme. Da, el tatua mingea. Tatua mingea, foarte frumos ai zis. Spune-ne că a fost apărător, părerea ta despre atât de discutatul Drăguș. Probabil că nu va prinde mult timp pe teren, dar cine știe? Drăgușin. A fost și Drăgușin, da, discuție. Să știi că îl urmăresc în Italia. Îmi pare că a plecat la Sampdoria. Mie îmi place Sampdoria. Dar joacă. Un jucător, dacă ca fundaș să joci în Italia, în mama apărătorilor și tatăl catenacelor, înseamnă că ai valoare. Da? Și mă bucur pentru că are fizic, are experiența acum, pentru că fiind la Juventus și ai stat lângă Chiellini și Bonucci, profesori universitari în alta apărării, n-ai cum să nu te antrenezi cu ei. Vezi măcar cum se plasează, cum dublează, cum închid spațiile și n-ai cum să nu se lipească nimic de tine. Acum și Mutu, de exemplu, eu prevăd o carieră frumoasă în antrenor, pentru că ce antrenor a avut Mutu, nu? Da. N-ai cum când te antrenează cineva să nu se prinde ceva de... Și revenind la Drăgușin, eu cred că va fi o soluție pentru echipa națională. Chiricheș cât va mai juca, nu? Că deja a ajuns la 30. Mirel Rădoine spunea că el este liderul naționalei. Sigur, are 32 de ani, cred, dar... Da, dar nu va mai juca foarte mult, pentru că Vlad îl cunoaște cu toți. Are o autosuficiență. Dacă nu avea lucrul ăsta, la ce calități avea, rămânea la Tottenham mulți ani. A prins Tottenham și n-a reușit să ajungă. A prins apoi Napoli, Eu cred că Drăgușin va fi unul dintre cei doi fundași centrali pe care se va baza selecționarea în viitor apropiat. Problema lui e că a început titular, a fost acel meci cu Inter, în care nu s-a descurcat deloc bine, apoi a fost trecut pe bancă, iar Salernitana s-a întărit foarte mult în speranța de a evita retrogradarea. A venit Walter Sabatini, care a fost la Roma, a venit Fazio. Crede-mă că în Italia, înainte să dai cu cel mai minge, te învață să te aperi. Da? Și dacă un român este acolo și a fost și la Juventus, eu jucând și eu pe postul ăla,
cred eu că am puțin expertiză, nu? Absolut, tocmai de aceea ți-am cerut părerea. Andrei, avem așa o situație în ceea ce privește poarta. Cel mai bun jucător român în anul trecut a fost un portar pe care l-avem și acum Naționala Niță, însă el nu joacă la Sparta Praga. Ioani ar putea fi prima alternativă, a apărut și Horațiu Moldovan. Cum vezi tu această zonă a echipei? Mi-e place foarte mult Horațiu Moldovan. Niță are o problemă, e certat cu antrenorul după a făcut un meci foarte prost în campionat, apoi a fost trecut pe bancă, n-a mai apărut, dar Horațiu Moldovan mi se pare o soluție și chiar cred că a contribuit la multe dintre punctele Rapidului, mai ales în prima parte a campionatului, că Rapid a avut seria bună, dacă mi-aduc aminte bine, a apărat foarte bine chiar și în primul eșec cu Universitatea Craiova 1-2, când au pierdut pe final, a făcut un meci bun. Cred că poate fi o soluție. El mi se pare foarte talentat. Ok, am discutat despre acest meci al României din discuția așa cu invitații. Văd că Andrei înclină spre această idee că am putea merge pe cel puțin un gol marcat de România, o cotă destul de generoasă. Vivi este mai atent la numărul de goluri, mizează așa pe un număr mai mic de goluri în această partidă. Aș vrea să ne mutăm acum la un alt meci care implică o viitoare adversară a României din luna iunie din Nations League. Este vorba de Bosnia-Herzegovina, care va juca în compania Georgiei. Vivi, cum simți acest meci? Păi, cum să spun, George a venit la noi, la Ploiești. Da. Nu ne pătuse niciodată în istorie. A reușit-o la Ploiești cu Vili Saniol, care este și acum lumea. Și mă uitam că antrenorul Bosniei este fostul meu coleg, Ivailo Petev, de la Litex Loveci, care, spre deosebire de noi, are ceva jucători pe care îi poate selecționa, dacă ne gândim doar la Pjanic și la Dzeko, da. Adică s-a terminat față de jucătorii noștri români. Da, rezultate contradictorii ale Bosniei. Pierd cu echipe la care te aștepți, câștigă contra echipelor mai puternice din punct de vedere al cotelor. Sunt două echipe din partea noastră, da. Nu? Că am ajuns noi la Liga 3-a și cu Nations League din partea noastră. Și eu cred totuși că bosniacii vor câștiga meciul, cred că se vor marca goluri. Georgia, o echipă pe care am văzut-o pe viu, nu m-a impresionat. Ne-au bătut doar pentru că s-a luat acel cartonaș roșu. Vili Saniol cunoaștem cu toți, și un fost mare jucător și un antrenor francez, dar și la el există materialul. Dacă nu ai stofa bună, costumul ți este de salopetă, nu de haine. Da, Andrei, să ne aducem aminte, Georgia a dat o lovitură uriașă în preliminariile pentru mondial. Suedia conducea grupa în care se afla și Spania și s-a apucat Georgia să o bată pe Suedia, să ia primul loc. Suedia a pierdut calificarea directă la mondial și acum trebuie să joace în baraj. Foarte periculoși pe contraatac, însă Georgia e echipă mai degrabă care joacă foarte bine pe teren propriu. În momentul când iese afară are o mare problemă. S-au țințit la plăși ca pe teren propriu. Da. Bosnia mi se pare o echipă mai slabă decât cea pe care o întâlneam în Giulești cu Răzvan Lucescu, undeva la nivelul echipei pe care am întâlnit-o atunci când am jucat în 2004, nu? La Craiova cu generația lui Adrian Mutu. Generația lui Adrian Mutu. Se joacă la Zenița, unde am jucat pe celebrul stadion și când a marcat Ciprian Marica împotriva lor. Da, cred că Bosnia în mod normal are prima șansă, dar mă uitam pe lot, nu mai e o echipă, nici nu știu cât Dzeko, ce entuziasm mai are. 36 de anișori, e tiner. Joacă în continuare. Are un entuziasm care a permis să ajungă la 60 de goluri în echipa națională, un număr uriaș. Noi avem cel mai bun marcator al nostru pe la 35 de goluri, nu? Gică Hagi și Adrian Mutu. Și a marcat și el împotriva campioanei mondiale acum în meci oficial, chiar în Franța. Adică ceva mai găsește să dea și pentru echipa națională. Văd un meci strâns. Cred că Bosnia va avea posesia undeva la 0-2 goluri. Până acum suntem de acord, suntem exact ca Bulgarii. Așa tu invers. Dar îmi place asta într-o emisiune, diversitatea de opinii. Oamenii vor alege pe care îl simte mai inspirat. Aș vrea să remarc la aceste partide pe care le discutăm și meciul României și alte partide din acest sfârșit de săptămână, partide interțări. În aplicația Superbet există opțiunea supercotelor. Și pomeneam despre faptul că făcând o paranteză în discuția noastră despre fotbal, în aplicația Superbet puteți găsi și opțiuni de a paria pe
noaptea Oscarurilor, o noapte a Oscarurilor care va fi transmisă în exclusivitate în România, în direct, pe voio.ro. Nu știu cât de la curent sunteți cu ceea ce se întâmplă cu nominalizările, dar aș vrea să vă spun că vă recomand să mizați pe The Power of the Dog, care are o cotă de 70, să iasă cel mai bun film al anului. Eu l-am văzut, mi-a plăcut foarte mult, m-a și nimerit pentru că sunt cu westernurile, dar acesta este un western mai altfel, pentru că e făcut de o femeie. Regizorul este o femeie din Noua Zeelandă. Însă, cum vă spuneam, recomandarea mea pentru noaptea Oscarilor, sigur că sunt multe alte opțiuni pe care le găsiți în aplicația Superbet, dar pe aceasta vă recomand la o cotă de 1.70 miza pe faptul că The Power of the Dog va fi cel mai bun film al anului. El deja a câștigat premiul pentru cel mai bun film la alte festivaluri importante care au avut loc în acest an, inclusiv la BAFTA și așa mai departe, și de multe ori acestea sunt un indiciu că și la Oscaruri va fi premiat. Bun, am făcut deci această... mizez pe câini, să înțeleg, da? Da, da, mizez pe Dinamo și pe The Power of the Dog, pe puterea câinilor, într-adevăr. Da. Bun, acum... Deci te-ai schimbat, nu mai ești cu FCSB-ul. Nu am fost niciodată cu FCSB-ul și... Ai observat ghilimelele, da. Doar ți-am povestit ce s-a întâmplat la meciul cu Petrolul când eram announcer în Ghencea, da. Și tu erai pe teren... Așa în este. Tricoul Stelei și... Cu inima în partea cealaltă. Acum peste ani, iată ce... S-a prescris. Deci amândoi eram la aceeași postază, pentru că tu erai da. Jucător al Stelei și erai cu inima în partea aia. Altă, eu eram announcer al Stelei și când a dat Petrolul gol prin Norma Mihalache... Și ți-ai cu farul. Da, dar eram și cu tot cine era potriva Stelei. Steaua a câștigat 16 sezoane la rând campionatul și da. Era o bucurie să vezi pe cineva cum bate pe Steaua. Două. Și exact. Și când... Norman Mihalache, bucătarul, cum era supranumit la Ploiești, i-a dat gol Stelei în Ghencea la 0-0, deci a preluat Petrolul conducerea în repriza a doua. M-am trezit strigând la stația de amplificare gol, pe unde s-au întors toți steliștii de pe stadion. Cu ce-i cu asta, știi? Bun, să mergem acum un pic prin Anglia, pe acolo unde se joacă cel mai frumos fotbal, pentru a discuta despre meciul dintre Anglia și Elveția, două echipe care sunt calificate la Mondialul din acest an. Au mers foarte bine în preliminarii, au mers foarte bine și la Euro anul trecut. Da, două echipe puternice, două echipe din prima ligă, ca să spunem așa, și Anglia și Elveția, două echipe care au jucători de calitate. Antrenorii acum nu sunt ca ai noștri să caute un prim 11, acum antrenorii Angliei și Elveției trebuie să găsească rezerve, pentru că sunt mai mulți titulari acolo. Mă uitam pe atacanții Angliei, Harry Kane, Saka, Abraham, care în weekend a făcut spectacol în derby de la capitale. Cel mai rapid gol într-un derby Roma-Lazio. Și are 23 de goluri marcate la Roma. Deja îi privește de sus la primul sezon la Roma, pe incredibil. Batistuta și pe Montella. Și golgheterul conferenței. Da. Și pe Sterling. Deci patru jucători care, dacă erau în România, erau capitani de echipă și antrenori, erau antrenori jucători. Deci aici se pune problema. În schimb, mă uit la lotul Elveției, am mai îmbătrânit cu aceeași Chaka, cu aceeași Achiri. Da, uite, mergi la Mondial, câștigă grupă în preliminarii, chiar și așa. Da, am văzut și jucători noi, uite, cu un Bapu, acel elvețian jet pe jet, din mamă și tată, blonzi cu ochii albaștri. Totuși, echipe foarte bune. Mă aștept la un meci spectaculos, pentru că se joacă în Anglia, țara care a inventat fotbalul. Spectatorii te poartă pe aripi. Nu poți să te aperi în Anglia. Nu poți. Și dacă ești echipă adversă, nu poți să te aperi, pentru că te fluieră tot stadionul. Tu ai trăit această experiență. Am trăit-o de câteva ori. Inclusiv pe Anfield. Da, chiar pe Anfield, când se cânta "You Never Walk Alone", mă uitam în tribună și m-a strigat un coleg că era mingea pe lângă mine. Vivi mingea! Da. Cu Aston Villa, de asemenea, ai amintiri. Da. Andrei, cum simți această partidă dintre Anglia și Elveția? Anglia fără Rashford și Sancho, care nu trec pentru o perioadă foarte bună, cred că va fi un meci spectaculos. Cota e chiar generoasă la un meci cu 3 goluri. Chiar așa ambele echipe pot marca. Și eu cred că pentru că l-am pe Jerry, pe Maguire, în apărare. Deci, chiar este o cotă. Un aspect important e că s-au vândut toate biletele, meciul e sold out deja, chiar dacă vorbim de o partidă amicală. Și m-aș bucura ca pe Ghencea să fie sold out.
Da. Da. Mă, normal, cred că Anglia va marca de cel puțin două ori. Mă, normal. Da. Mă, normal. Bun, este o abordare pe care o reținem. Aș vrea să remarc când discutăm despre super bilet pe care vă invit să-l analizăm acum jucat în aplicația Superbet, fără fotbal, deci cu basket și cu tenis, iată, se poate să obții un câștig spectaculos și ocolind fotbalul, o cotă totală de 71,75 obținută pe evenimente din basket și din tenis și un câștig de 35.879 de lei, aproape 36.000 de lei câștigați. Superbet a contribuit cu un super bonus aici de 25%, așadar din acest câștig 7.175 de lei au fost oferiți super bonus de Superbet. Printre aceste evenimente jucate de cel care a avut atât de multă inspirație pe tenis și basket este și meciul câștigat de Simona Halep cu 2-0 împotriva Petrei Martic. În primul set, cel care a jucat a mers pe faptul că vor fi cel mult 9 game-uri în o cotă destul de îndrăzneață, 1.50 pe care a prins-o pe acest meci și sigur sunt multe alte partide, cum spuneam, din NBA, din basketul european și din tenis. Noi ne întoarcem la fotbal și mergem teoretic, sau nu, cum să zicem așa, teoretic, da, jos, în țările de jos, dar de fapt e foarte sus, coborăm, pentru că în continuare fotbalul din Olanda, așa cum e mai cunoscută această țară în continuare la noi, este de un nivel foarte ridicat și va fi o partidă de un nivel ridicat aceasta dintre țările de jos și Danemarca, pentru că Danemarca vine după acel Euro și după preliminarele acestea uluitoare pentru Mondial, în care au măturat totul în calea lor. Un meci în care s-a anunțat revenirea lui Eriksen. Datorită COVID-ului. Extraordinar eveniment. Este incredibil ce șanse era ca după un an de zile de la acel incident șocant Eriksen să participe din nou la meciul echipei naționale. Din păcate, COVID-ul îl ține departe. Totuși, Danemarca, o echipă extraordinară, dar să nu uităm că Olanda, țările de jos, cum se spune, era celebra portocală mecanică. Olanda, cu o echipă cu foarte mulți jucători noi, pe care noi nu-i cunoaștem, pentru că nu mai este Olanda lui Seedorf, Van Basten, Gullit, Rijkaard, dar cu ABC-ul. De ce spun cu ABC-ul? Pentru că mergeam și noi prin cantonamente în Olanda și ne antrenam la anumite academii. Crede-mă că eram, când ne întorceam în România, credeam că este alt fotbal. De alt sport. De la infrastructură până la echipamentul copiilor. Deci la ei, în Olanda, chiar se începe cu clasa pregătitoare, cu grădinița, cu asta. La noi, Nistor a început la 16 ani fotbal, după ce a fost pasnic la hotel. Aici, asta e diferența între Olanda, țările de jos, și fotbalul de la noi. Aș remarca, Vivi, că totuși Olanda încă are oscilații. A făcut un 2-2 în Muntenegru, cred că puțin se așteptau, s-a chinuit pentru o victorie în Letonia, dar cred că va fi un meci deschis de data aceasta. Mai ales că vorbim de o partidă de pregătire, în mod normal cred că ambele echipe vor marca. Bun, vă invit acum să punem pe un bilet toate aceste idei pe care le aveți despre meciurile pe care le-am discutat și începem cu meciul dintre România și Grecia. Vivi, am să te rog să ne recomand ceva pentru acest meci. Am văzut că este la modă pariu cu pauză final. Da. Eu aș juca X pauză, X final. Eu, de exemplu, am jucat la Real Madrid cu FC Barcelona pauză sau final X. La pauză avea Barcelona 2-0 pe Bernabeu. Zic, poate în repriza a doua reușește Realul să revină. Și a fost 4-0, adică am fost foarte aproape cu pauză sau final X. Da. X pauză, X final, 2-0, 2-0. Exact. Da, eu așa juca. X pauză, X final. X pauză, X final. Pentru spectacol să fie goluri marcate. 1-1, 2-2, deși cred că ar fi o cotă foarte mare. Bun, hai să intrăm să vedem ce se întâmplă la X pauză, X final, la această idee a lui Vivi, să îl și găsim. Normal, e o cotă mare, de 7, 8, nu? Cât 9? Da. 4.40 este cota. Nici. Chiar și ei s-au gândit chiar la fel ca tine. Chiar și ei s-au gândit, da. Da, bun. Am luat această cotă de 4.40, X pauză, X final la România-Grecia. Ieșim să vedem ce am mai putea noi să luăm din aceste meciuri, să
îl rugăm pe Andrei să ne recomande ceva, dar hai să mergem să schimbăm ziua, să vedem ce se întâmplă în această zi. La Anglia-Elveția mergem cu Andrei. La Anglia-Elveția, Anglia marchează două goluri. Anglia marchează două goluri. Cel puțin două goluri. Cel puțin două goluri, da. Cel puțin două goluri. Ar trebui să fie undeva spre 1.80, 1.70, ceva de genul. Eu cred că mai puțin. Deci cel puțin două goluri pentru gaze, da? Este o cotă de 2. Oh, de chiar bun. Da. Da. Azi, au încredere în elvețieni. Mm-hmm. Deci mergem pe Anglia marchează cel puțin două goluri. Bun, am luat asta, deja ne-a sărit cota foarte, foarte spectaculos. Și să vorbim cu Vivi despre țările de jos Danemarca. Aici eu văd un meci în care ambele marchează. Fiind un meci amical, fiind un meci în care se vor rula foarte mulți jucători, jucători care vor dori să arate că merită să joace și meciurile oficiale, eu cred că ambele echipe bun, vor și aceasta are atac. O cotă mare și această idee a ta, 1.90, o luăm foarte bine și acum să căutăm să mai mergem pe ceva imediat. Hai să vedem ce mai găsim să mergem. Bosnia-Georgia, nu? Uh-huh. Să vedem dacă mergem pe Bosnia sau pe un alt meci. Sunt câteva partide interesante și aici, dar hai să mergem în această zi de, ne întoarcem în această zi de vineri și ne uităm foarte multe opțiuni în această aplicație, cum ziceam. Hai să încercăm un Norvegia-Slovacia, să-l punem pe Andrei la încercare cu Norvegia-Slovacia. Cred că, în mod normal, Norvegia va câștiga, deci a juca 1. Mm-hmm. Norvegia e o echipă bună, într-adevăr. 1.75 e o cotă interesantă. Da. Și uite, așa am ajuns la o cotă de aproape 30 din 4 evenimente pe care le-au analizat acești... Știi că prietenii mei din ploi se uită la asta și mai pun... Aha. Eu nu am voie, nici nu mă pricep, dar am mai nimerit din ele. Da. Păi, de curând, împreună cu Grande Craioveanu și cu Liviu Ganea, am avut un bilet nimerit de peste 30, care i-a inspirat pe foarte mulți oameni în aplicație. A fost copiat de 250 de persoane cu aproximație. Deci, mulți oameni au fost inspirații de acel bilet. O cotă cumva asemănătoare cu cea pe care am reușit atunci și ați spus și voi acum. Mergeți pe mâna noastră. De asemenea, și ca o recomandare generală, în ziua în care se joacă meciurile, să încerce pariuri și variantele cu cornere și cartonașe și chiar și faulturi. Da. Mai ales la meciurile foarte echilibrate, unde e tensiune. Da, da. Da. Și nu uitați de recomandarea mea pentru Noaptea Oscarilor, The Power of the Dog, la 1.70, cel mai bun film al anului. Eu am să public în Super Social, aici în aplicația Superbet, acest minunat bilet făcut împreună cu Vivi Rachită și Andrei Preotu, cărora le mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cum era, Vivi? Să nu faci ce face Popa Preotu, ci să faci ce zice Preotu. Da. Și Andrei Preotu ne-a recomandat aici câteva lucruri care au fost foarte interesante. Desigur, și recomandările lui Vivi Rachită le apreciem foarte mult. Încă o dată mulțumesc pentru prezența la Super Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că v-ați uitat la emisiune. Să fiți inspirați. Ne vedem săptămâna viitoare.